Unde gătesc? Unde gătesc? Nu, nu pot în condiții. Eu mă spăl pe mâini. E plac. Primul episod am râs mult. Acum nu mai râd. Nu mai am chef de Caterinca. Mi se pare aiurea și de prost gust. Am fost la sală, ne-am măsurat. După am fost, nu pot să mă abțin. Dar cum? Nu pot să mă abțin. Bă, oamenii ăștia ce se crede despre tine? Că râzi atât în continuu. Că retardat. Nu? Ce retardat. Nu neapărat. Am fost la sală. După ne-am măsurat, după am fost la magazin, m-am cumpărat de mâncare. Ce e asta? Asta e mâncare? Am venit acasă, am gătit. Rugându-ne la Dumnezeu să putem găti acolo. Da. Unde? A, unde am gătit? A, ne-am gătit. A, ne-am gătit. Am fost la sală. Iară? După ce am gătit? Dar ce faci, hei? Haide, hai să facem ceva. O să facem proba de cântar. Imediat vine și vreo dracilor. Dracilor. Mamă, ai văzut? 92,1. Wow. Oh, be careful. Be careful. După cum se poate observa, în ziua 1, Vlădoi a avut 96,3 kg, iar acum 92,1, ceea ce înseamnă o diferență de 4,2 kg. Să trecem în partea de jos, abdomenului. În prima zi, Vlădoi a avut 109 cm și astăzi 105. 109 cm. Ține sus? Bă. Nu mai știu cât am fost. Picior, coapsă. Quadriceps. Quadriceps. În prima zi 5-6. Iar astăzi 57. Mai mult? Ceea ce înseamnă că exercițiile de picioare au doar roade. O droade. Să trecem mai departe, în partea de sus, la braț. În prima zi, Vlădoi a avut 40 de centimetri. Și astăzi 38. Trecem mai departe, la zona pieptului. Vlădoi a avut în prima zi 118 centimetri în comparație cu 113,5 de acum. Și pentru că nu există zi în care Vlădoi să intre în sală și să nu se antreneze, urmează un antrenament scurt. Am terminat și antrenamentul. E întuneric aici. Trebuie să luăm proteine. Proteine. Zeflemitor sunt. Mergeți, mergeți, mergeți.
Am ajuns acasă. Și acum Vlădoiu să ne arate cum știe el să-și gătească mâncarea. Nu prea văd bine îmi bate asta în ochi. Bun, na, hai, pune-te să gătești. Ce să gătesc? Ce? Aici? Ce să fac aici? Nu știu de unde să-mi iau lucruri. Trebuie să mergem la mine. Ce coala asta? Ce este coala? Ma. Acolo nu sunt pești? De unde-i mâncarea? Planul meu era să gătim toate mesele lui Vlădoiu. Și să vedem cât durează să le faci, cum le face. Dă-mă un pic în pătuță. Ce faci, măi? Ce caută ăsta în bucătărie? No. Eu nu pot să-l oprez în asemenea condiții. Hai la mine! Hai! Când o să fac așa, o să apărăm la mine. 3, 2, 1... Și am apărut la Vlădoiu acasă. Și iată-ne, am apărut la Vlădoiu acasă. Nu este amuzat. Și acum o să ne apucăm de devăratărea. Gata cu miștoul. Uite, e stricat. Gata cu miștoul. Ne apucăm de adevăratele de gătit. O să facem cereale cu lapte. Un cartof. Două banane cu proteină, cu lapte și migdale. Iară cu lapte și cu proteină și cu banane. A treia masă. Piure de cartofi. Cu piept de pui, mă, piept de pui. Mamă, cine face cu piept de pui până se face pieptul de pui? Hai, am și cântare. A treia masă, după cum am zis. Piure de cartofi cu piept de pui. Și salată. Fără salată. Ce salată ai tu? Fără salată. Și a patra masă, omletă. Omletă din 4 ouă, 2 felii de pâine, și multă iubire. Unde gătesc? Unde gătesc? Nu pot în condiții. Eu mă spăl pe mâini. E plec. Pune cartofi la mine. Aici tu vrei să mănânc eu? Hai să mergem. Că nu avem, eu trebuie să mă șterg. Nu țin numai pe ăsta. Și te descurci. Și acum Vlădoiu va continua să gătească. Când o să număr până la 3, o să fim la mine acasă. 1, 2, 3. Și eu am ajuns în apartament la Vlădoiu. Și eu am ajuns. Mergem la mine. Vreau altă oară, primul rând. Dacă vrei să... Eu nu pot să fac. Nu am farfurii să fac plating, nu am nimic. Eu nu mănânc așa, iurea. Bă, pleacă-mă că murdară, zic ăștia că mâncăm de ciobolanii. Ești nebună, că pleacă-mă de aici. Trebuie să cureți astea. Bă, pleacă-mă, hai să fie la mine acasă, nu? În 3, 2, mergem la mine acasă. Și am ajuns la Vlădoiu în bucătărie. Eu ce să zic acum? Este normal. Pot eu să-l forțez? Pot eu ca om să-l forțez pe el? Să facă ce zic eu? Poate că așa a fost să fie, până la urmă. Poate că așa trebuie să arate video-ul ăsta. Sau poate că noi nu ne vom da bătuți. Și ne vor reîntâlni. Poate că Vlădoiu acum e în bucătărie și gătește. Nu ștersești nici ara gazul. Nu spălași vasele alea. Bolul ăla nu mi-l spălași. Cuțit de cartof nu. Păi dar eu cum să fac așa, vrei să fac eu? Eu cred că Vlădoiu nu e în bucătărie în momentul ăsta. Vai de capul meu!
și laptopul sub placul, mă. Bă, dar ce mai găsesc eu? Tigaie pe aici, aveți sub placul, mă. Nu-mi creezi condiții. Tu vrei să vin. O să fiu actor. Să joc, să cânt. Și eu n-am condiții. Ei, vedeți voi, de cele mai multe ori, planurile nu merg în tocmai așa cum. Dar, până la urmă, suntem oameni și greșim. Sper să mă trezesc din acest vis. Cel puțin la mine în bucătărie. Dacă nu pe un platou de filmare. Tu vezi roșul ăla peste albastru? Da. Bun. Revenim la o lună. Să facem probele de forță și să vedem cât s-a schimbat vreo 2 într-o lună. Rămâneți o probe. Dragilor. Deci,